Momentan. Momentan. Nu vrei să mai faci schimb de locuri? Momentan nu. Momentan, deci avem nu. Acest... ai grijă să nu mai cadă chestii. Asus ZenBook UX 13. Mie îmi plac aceste laptopuri, au un design foarte interesant. Cutia. Avem laptopul. Țin minte și astăzi că la un moment dat mi-am cumpărat o tabletă Asus Transformer. I-am în facultate și avea designul acesta de aluminiu cu cercuri concentrice. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Pe vremea aceea Asus făcuse o greșeală pe Transformer, adică era o tabletă superbă, dar complet din metal, ceea ce însemna că n-avea conexiune Wi-Fi aproape nicăieri. Am vândut-o. Hey! Da, i-am zis. ZenBook 13 are o barama foarte mișto din cuplu, tastatură. Cred că mai bine am face totuși schimb de locuri să arăți da? Bine, din hai. Apropiere. Bine, hai. Facem. Uite, m-am mutat aici. Bun. Switch de cameră. Switch de cameră și vă arăt și ce conține. A rămas o prețurie de Arcos. No, greșit. Ai pus pe preview. bun, tastatură completă, de obicei tastatură de Asus în prac și se simte relativ bine, e puțin plasticoasă. Să văd dacă are și baterie, are baterie, ceea ce e extraordinar. Avem un adaptor, dacă vă plac adaptoare. Avem acest adaptor Ethernet cu USB 3.0, dacă vreți conexiune fixă. Numai o secundă că a scris Cătălin Nițu ceva și cred că n-am primit toate mesajele. A zis nu vă atingeți de PlayStation până atunci, până când vine încoace? Da, până, ce oră până când vine încoace, pentru că m-am... am văzut eu mesajul ăla. Ok, bun. Nu e, e bine. Cineva și-a lăsat browserul deschis pe acest laptop. Puteam să ne uităm, să vedem. Privacy, excelent. Privacy, bravo Vlad, ești ești un domn finuț. Sunt un domn. E un laptop din noua linie de design de la Asus. Arată absolut fenomenal cu acel display până în margini, cu rame foarte subțiri. Până de curând doar cei de la Dell se puteau lăuda cu astfel de modele. Modelul lor XPS 15 și XPS 13 avea acest design cu display-ul până în margini. Acum avem o gamă întreagă de la Asus care face o treabă foarte bună anul acesta. Sunt, cum zicea și Vlad, laptopuri pe care le-am văzut inițial la IFA 2018 în Berlin în urmă cu câteva luni. Cărticele? Nu! Caută cărticele. Nu! A găsit o husă. Asta îmi place. Deci, da, aceasta este o husă pe care o dă Asus în pachet. Îmi plac aceste detalii la laptopul. Fericitări Asus. Eu mă chinui acum să boxez și unboxez acest laptop ca să vă pot arăta câteva detalii despre el, pun aici. Acesta este laptopul. În spate, cum am spus, aluminiu, frumos, cercuri concentrice. Culoarea aceasta albastră mie îmi place foarte, foarte mult. Ca difuzoare, n-are difuzoare. Portul, că de asta e important. USB, un port jack, un card microSD. HDMI, încă un port USB, mai jos, văd, și un USB-C. Mufa de încărcare este una proprietară Asus. E un laptop din seria ZenBook care vine în mai multe dimensiuni, de 13, de 14 și de 15, de 15 inch. Acesta este varianta de 13 inch. O să vreau să-mi zici, evident, cum ți se par trackpad-ul și tastatura, pentru că tu ești un utilizator extraordinar de pretențios din punctul ăsta de vedere. La tastaturi, la trackpad-uri te înțeleg, la tastaturi mi se pare că ești snob. Nu sunt snob. O mărturisire pe care vreau să o fac acum celor care nu mă cunosc. Am jucat Trivia pe Mirc,
dacă știți, cei mai bătrâni dintre voi, unde am învățat să scriu foarte rapid. Din acest motiv eu schimbam tastatura foarte des, pentru că mă interesa foarte mult să scriu mișto. Tastatura mi se pare decent, dar cam ăsta este cuvântul. Îmi place faptul că e puțin, dacă dai ecranul în spate, cum vedeți acum, tastatura se ridică și face un unghi, ceea ce e ok, e confortabil să scrii. Dar dacă încep să scrii, ia, auziți aici, cam sare, adică sună așa gol, e un suflet gol aici în această tastatură, cum ai fi spus Mădălina Manor. E plasticoasă și tastele nu sunt neapărat foarte de calitate, dar ți scrie bine, adică, ok, tastele au distanța potrivită. Sunt retroiluminate, ceea ce este foarte ok. Ai toate tastele F, ceea ce este foarte ok. Ai un Enter foarte mic, ceea ce nu este foarte ok. Nu e foarte mic, e micuț, e decent, îl poți nimeri cu ușurință. Îmi place spațierea dintre săgeți și restul butoanelor. Există, am văzut ultrabook-uri la care tastele nu sunt absolut deloc spațiate și a ajuns să apeși cu totul alte încerc butoane. Încerc să găsesc un pic prețul pentru modelul exact acesta. Să vă spun cam cum, ce specificații are. Trebuie să-l pun încărcat. De ce laptopul descărcate? Are un Intel Core i7, performanțe foarte bune, 16 GB de RAM, Windows 10, which is very, 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 very... Este un laptop de top pentru birou, pentru cei care folosesc foarte mult Office, asta poate face orice laptop, da. Pentru cei care fac browsing în foarte multe ferestre, ceea ce facem noi foarte des, dacă ajungi la 20 de ferestre în Chrome, e bine de știut că acest laptop se va descurca, poate chiar și la mai multe. La specificațiile pe care le are, e un laptop foarte bun și pentru multimedia, mai ales că are un display care arată foarte bine. 13.3 Full HD. E un display care arată bine, te poți uita la filme pe el. Cred că poți să faci și un pic de editare video de bază, practic, și editare foto. În principiu, e genul de laptop cu care poți să stai foarte liniștit și elegant la Starbucks fără să îți fie rușine cu alegerile pe care le-ai făcut. Chiar dacă Starbucks vin... nu a sponsorizat această emisiune, din păcate. Deși ne-am doi o cafea acolo. Cătălin Nițu, când vii, suntem aici. Ne place. E ce interesant din nou la laptopul acesta, are fast charging, se încarcă 60% în 49 de minute. Pe site n-am apucat, pentru că e unboxing, n-am apucat încă să le testăm. Pe site-ul oficial Asus vorbim de 14 ore de baterie. Probabil are i7, are Full HD, probabil se duce undeva în 6-7 ore, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte, foarte, foarte ok. Depinde și de dimensiunea și de luminozitatea ecranului pe care o folosești. Are multe porturi, e cumva aproape la fel de, nu e la fel de subțire ca un MacBook, dar mie îmi place, adică designul este asemănător, e acolo în clasa MacBook și are multe porturi, spre deosebire de MacBook care a renunțat, cele doar două USB-C. Un mesaj de la Ionuț Paraschiv, da. Modelul acesta de ZenBook 13 va fi disponibil din primul trimestru din 2019, UX433 este deja disponibil. UX433 e deja disponibil, vorbim despre alt model. Îmi place foarte mult că e un laptop subțire. Am pus adaptorul pentru a putea să folosesc aici. Stai să dau un pic cutiuțe mai încolo. Și îți șade bine cu el așa. Îmi șade bine. Nu. Tot timpul mi-a plăcut ZenBook-urile. Și sunt mega elegante. Și la design sunt ceea ce trebuie. Sunt ceea ce trebuie și au avut câteva modele cu adevărat inedite. Să nu uităm că Asus a scos laptopuri cu capac din sticlă, Gorilla Glass, da. Care arătau absolut da. Fenomenal.
Au scos laptopuri cu diverse aliaje de metal, cu reflexii nebune, cu tot felul de pattern-uri. Din punct de vedere al designului, pe partea de laptopuri se descurcă foarte bine și chiar și produsele care sunt mid-range, să le zicem așa, au construcții foarte bune și carcase metalice care par rezistente. Mai există o variantă, e aceasta varianta, nu-mi dau seama dacă aceasta este varianta care are, nu cred. Nu. Mai există o variantă? Mai există o variantă care integrează în aici trackpad un numpad. Practic, e un ecran tactil pe care îl pot folosi cei care lucrează foarte mult cu numere, poate contabili. Bă, nu știu, e interesant. E o folosire interesantă. Mai era ZenBook 15, poate? Mai era un ZenBook care integra un display complet în partea de jos, care putea rula anumite aplicații pe ecranul acela mic integrat în trackpad. Modelul pe care îl avem noi acum, am verificat în momentul în care l-am cerut la teste, este un model cu un trackpad de bază. Da. Avem un trackpad obișnuit, pare că se mișcă bine. Se mișcă bine, deci din punctul meu de vedere, pentru cei care vor Windows, nu Mac, pentru cei care vor un laptop portabil, dar în același timp mișto, e o alegere. Știi ce vreau să verific? Are sunet Harman Kardon, vreau să verific sunetul. Din nou am intrat pe YouTube, din nou nerogat și mi-a dat toate nebunile lumii, voi alege ceva. Colin de Ștefan Hrușcă. Excelent, mi se pare un moment foarte bun. Un moment foarte bun să sărbătorim magia Crăciunului. Să sărbătorim Crăciunul cu cu o reclamă, acum cu Hrușcă. Se aude bine. Se aude bine, se aude destul de tare. Te poți uita la un film într-o cameră de hotel fără să-i conecteze o boxă Bluetooth. Difuzoarele sunt puse pe partea de jos, ceea ce e un minus pentru că le poți acoperi. Dacă stai cu el pe poală, cu siguranță se va pierde din sunet. Dacă stai pe birou, mulțumită ecranului care practic înalță un pic laptopul și ajută și la răcire, iese sunetul mai ok. Nu are foarte mult bas, dar având în vedere cât este de subțire și de compact, este tot Ștefan Hrușcă. De ce începe în Nightwish? Apocalipsa după Ștefan Hrușcă. Mie îmi place, nu, designul. Stai să tai sunetul. Designul e... Da! Wow, șocant! Designul nou de pe ZenBook-ul se numește Nano Edge și e, cred că, 92% ecran față de șasiu, which is nice. Nice, very nice. Iar să zic cuvinte. Da, deci în primul trimestru al 2019 vine acest laptop în România. E mișto, de urmărit. Așadar, ne cerem scuze pentru că am stricat istoricul de YouTube al celor care au folosit laptopul acesta înainte. Cred că e momentul să ne îndreptăm spre pauză, oare? Procesor, RAM, display, storage, sunet, trackpad, acestea sunt curiozitățile mele pentru laptop Vlad Andruș. Cred că i-am răspuns la unele dintre ele. Ajută balamaua și la răcire, e chestie foarte deșteaptă când se ridică așa. Da, pentru că are un unghi de 3 grade pe care îl face în momentul când pui ecran. Practic ecranul ridică printr-o pârghie. Ce curiozități mai au oamenii? Da. Ce? Anunțat Ionuț Paraschiv că avem și modelul avem și modelul cu X580. Alexandru Jean participă și el la extragerea noastră. Ionuț, sincer, avem 40 și ceva de gadgeturi pe aici. O să ajungem la toate, dar nu mai știm exact ce avem aici. E foarte greu de urmărit. Da. Deci avem și un laptop care are un display în touchpad. Exact. Îmi place ce se întâmplă un pic pe piața asta, pentru că fiecare producător încearcă să inoveze cumva, ba un display în touchpad, ba tot felul de alte
ecrane care sunt infinite. Lucruri pe care le vedeai pe modele mai scumpe. Ana are mere și pere în panere. Asta cum, cum a testat Vlad tastatura de pe de 8 ani încoace? Asus în... UX333. Vreau eu să mai menționez o chestie. Am observat-o acum, că tot vorbea Vlad Andruș despre heavy usage. E destul de zgomotos. Am auzit cooler-ul. Da, l-am auzit... a venit cooler-ul. Nu știu exact de ce, din cauza o șușcă. În principiu pentru că l-ai conectat la prizar, a intrat pe modul high da. Performance. E pe better performance. Acum e pe best performance. Da, se aude un pic. Se aude. Nu e groaznic, dar se aude. Da. Ceea ce poate fi un semn bun, înseamnă că procesorul de pe el e destul de puternic și are nevoie de răcire suplimentară. Da. E un i7 totuși. E un i7. Deci... e un laptop puternic, nu știm încă prețul pentru că nu a fost încă lansat. Putem doar să bănuim așa, e în raza aceea de top. E un cont demo pe acest laptop, e ok, n-ai invadat intimitatea nimănui, îți mulțumim am primit această informație. Excelent, excelent.